să ne pregătim de o cafeluță. Avem aici aragazul. Zombie apocalypse. Neața bună, dragii mei. Bine v-am găsit la un nou videoclip. Suntem la circuit în Jerez de la Frontera, pentru că am descărcat sâmbătă și de atunci n-am mai primit nimica. Deja e marți, sunt tot în așteptare și am ales să fac acest video aici în parcare, pentru că na, dacă n-am activitate nu e prea frumos. Așa că o să ne punem să facem o cafea împreună și după aceea vedem ce urmează mai târziu. Să ne pregătim de o cafeluță. Avem aici aragazul. Punem niște apă la încălzit între timp. Așa. O să facem un nes. Bineînțeles că nu știu cum am va ieși. Ieri dimineață am scăpat apă de numai nes n-a fost. Acum, hai să mutăm asta un pic mai sus, să avem loc. Perfectos. Avem aici nesul de Spania. Aici un pic de zahăr, o să mai adăugăm un pic în cutie. Am avut o cutie foarte, adică o cutie, așa ceva să zicem, foarte frumoasă din sticlă, anume pentru zahăr. Dar în timpul mersului, nu știu, s-a crăpat, nu știu, abar n-am. Și când am folosit-o, pur și simplu a spart-o. Uite că am dat și pe lângă, dar nu-i problemă, că o să iau furtunul de aer și o să suflu jos. Dacă nu, numai un pic, pot face chiar așa, a? De-aia e bine să faci afară. Dacă eram în cabină, acum ce făceam? Așa. Avem, bineînțeles, cana noastră dedicată pentru acest canal. Punem niște cafea, punem zahăr. Să nu mă criticați cât zahăr pun, cât cafea pun, pentru că o faceți degeaba, că nu o să vă ascult. Așteptăm să vedem astăzi sau mâine ce va zice marele boss, ce are de gând cu mine. Pentru că mai am niște colegi care sunt la circuitul din Portimão, în Portugalia. Da, iar n-a ieșit așa cum trebuie, dar e ok. Mai sunt băieții care umblă pe aici. Pe la, mă rog, nu știu ce caută pe aici. Sunt ceva teste din ce am văzut ieri. Chiar ieri au făcut teste la motocicletele electrice pe care le-am adus eu din Italia. E interesant. Mă pot uita la ei, dar nu-i pot filma, pentru că nu mi se permite. Acum aici filmez pentru că, na, sunt pe lângă camion la mine și așa mai departe.
Dar la circuit când fac ture cu motocicletele, nu pot să filmez, din păcate. Mă, de asta nu mai merge. Așa, mă, tată, dă-i să meargă. Hai că a ieșit ceva. Să ne mai trezim un pic, că după cum vedeți, nici vlagă n-am în mine. Sunt plictisit de atâta stat. De sâmbătă de la ora 12, de la amiază, n-am făcut absolut nimic. Numai pe laptop, jocuri, filme. Și cam atâta. Azi deja e marți, am două zile. Așa. Asta e ok. Oprim focul. Hai să aruncăm apa asta. Cam atât a fost. Avem aici cafeluța de dimineață și să începem o nouă zi, zic. Nu știu cât de productivă va fi. Tocmai de aia am ales să fac acest videoclip, pentru că foarte bună. Am ales să fac acest videoclip pentru că nu prea am ce să filmez în zilele astea, dacă tot stau aici la circuit degeaba. Și atunci vă dați seama că devine iară inactivitate pe YouTube și nu este bine. Hai să dăm camera jos de pe cap, pentru că vlogul nostru aici e sfârșit. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați în comentarii părerile voastre. Un like, un com și până data viitoare, vă salut!